Ne aflăm la una dintre porțile de intrare în lumea lui Rotund. Vă invit să vedeți lumea mea, a mizeriei, a sărăciei, a luxului și opulenței, a unei clase politice ticăloșite. Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Începem partea a doua anului cu un ciclu de reportaje din afara județului. Așa cum v-am obișnuit de vreo 5 ani încoace, la vreme de vară ne ducem să filmăm în Munții Apuseni aceste comori ale moților. Și în această vară am reușit să adunăm o brumă de bani cu care să facem față cheltuielilor pentru a filma un număr de 3 reportaje ce vor fi prezentate la începutul acestei luni de septembrie. Am plecat din Botoșani într-o dimineață de iulie, mai exact în 28 iulie. Haideți să vă prezint și echipa cu care m-am deplasat, ca să puteți constata și dumneavoastră că astfel de reportaje nu se realizează de către o singură persoană, ci întotdeauna se lucrează în echipă. Pentru început, fotoreporterul. Vine lângă mine Claudia. Se numește Claudia Brehuiescu, este elevă în clasa 11 la Liceul Economic și are pasiunea de a fotografia. A devenit de-a lungul timpului, învățând de la tatăl său de altfel, o fotoreporteră de forță. Claudia, tu ai mai fost în Munții Apuseni. Ce ți-ai dorit să revezi în acest an? Aș vrea să revăd... Să nu spui peștera ușilor. Ei, și aia. Cascada? Cascada și sus, pe Curcubăta, să mai urcăm. Ei, știu eu că îți place pe Curcubăta, acolo e vorba și de grătar. Aia, sunt frumoși. Da, o să ajungi pe Curcubăta cu promisiunea că vei realiza fotografii instantanee de care o să avem nevoie la montaj. O a doua persoană a grupului vine lângă mine, Andreea. Se numește Andreea Brehuiescu, este proaspăt licențiată în medicină și ea merge pentru a doua oară în Munții Apuseni, va avea grijă de noi în cazuri nefericite când muntele se va răzbuna dacă nu-i respectăm demnitatea și personalitatea. Andreea, tu ți-ai făcut o pasiune din a limita pe ghidul de la Peștera Urșilor. Anul ăsta, pe cine vrei să mai imiți? Nu știu, voi vedea la fața locului. Să văd care mă va atrage atenția. De data asta o să ajungem și la Peștera Scărișoara. Ți-ai pus vreun gând să zici că la Peștera Scărișoara cei care vin prima dată și văd ghețarul trebuie să-și pună în gând o dorință care cu siguranță îi se va împlini? Încă nu... Nu te-ai gândit la o dorință? Nu, am timp până ajung. Drumul e lung până acolo. Da, trecem la personajele principale, cele de bază. O să vă prezint pe cameramanul Vili Ungurean. Vili, te rog, vină lângă mine. Vili n-a mai fost niciodată în Munții Apuseni, pe el îl cunoașteți din seria de reportaje Haiducul Coroi. Cu Vili am reușit și am filmat acea serie de 3 episoade. Vili, mergi prima dată în Munții Apuseni? Prima dată cu dumneavoastră, domnul Rotundu. Trebuie să iei în gură o piatră de calcar, pentru că Munții Apuseni spun calcaroș. Da, așa este. Ce intenții ai, în afară de faptul că trebuie să filmezi partea profesională, ce intenții ai pe partea cealaltă, sentimentală, că moațele sunt fete frumoase? Ce intenții seamă? Eu sper... Ce? Cum o fi norocul? Cum o fi norocul? Da, te rog să filmezi pe colegul tău, al doilea cameraman,
Mircea Brehuiescu. Mircea, tu ai un stadiu vechi pe Valea Arieșului, ai fost de fiecare dată când am realizat reportaje. De altfel, pentru dumneavoastră telespectatori, Mircea Brehuiescu este cel cu care și montez reportajele ce le urmăriți dumneavoastră și tot cu Mircea Brehuiescu stabilesc și coloana sonoră. Mircea, anul ăsta avem un număr mare de reportaje. Te-ai gândit la coloana sonoră? Ei, vine pe parcurs. Inspirația vine la fața locului. Din Moș Codinu Tidor? Ba da. Stimați telespectatori, o să-l întâlnim din nou pe Moș Codinu, un moț celebru, un moț în care stă adunată toată istoria țării moților. Ne-am propus ca în această vară să realizăm un ciclu de 3 reportaje pe care le vom intitula în raport de tema principală abordată. Această deplasare a noastră a fost posibilă cu sprijinul unor patroni, unor societăți comerciale și sunt obligat să le rostesc numele pentru că așa este cuvincios în primul rând și în al doilea rând este singura noastră posibilitate de a ne recompensa față de efortul pe care ei l-au depus să ne sprijine. Mă refer la societatea Admir, patron Ioan Roșu, societatea Conrec, reprezentată de directorul general, inginerul Mihai Vrăjitorul, societatea El Saco, reprezentată de inginerul Valeriu Iftimie, societatea Microbuzul SRL, reprezentată de Dumitru Balan, PNL Dorohoi, reprezentată de președintele Constantin Bursuc și cooperativa de legume și fructe Frumușica, reprezentată de președintele Arhip Titel. Le mulțumesc acestor oameni cu dare de mână care s-au gândit să sprijine și acte de cultură, nu numai activități sportive precum fotbalul sau alte activități de care sunt legați ei pasional. Așadar, plecăm spre Munții Apuseni, așa cum vă spuneam, într-o dimineață de iulie, 28 iulie, un pic plouă, dar să sperăm că în Munții Apuseni vom avea parte de vreme bună și vom putea filma tot ceea ce ne-am propus prin program. Avem și o deviză a deplasării noastre spre zona muntoasă, o deviză specifică lumii lui Rotundu. Deviza noastră sună cam astfel: cu Avram Iancu înainte și cu Ovidiu Portariuc înapoi la vacile lui taicăsu.
scapă ceva de larme. Tu ardeală, tu ardeală, ți-mi moșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții apuse. La jumătatea distanței dintre Botoșani și Munții Apuseni, imediat la ieșirea din orașul Beclean, pe dreapta se află un complex turistic numit Regal. Acum 5 ani, când ne-am deplasat pentru prima dată la filmări în Munții Apuseni, această locație, acest complex era unul modest, un restaurant cu o bucătărie unde se dusese vestea că se mănâncă foarte bine.
De atunci și până în momentul de față, vedeți și dumneavoastră ce a putut face o mână de om gospodar, un patron priceput în a-și gestiona afacerea și în același timp în a investi câștigul pentru a-și o dezvolta. De la un modest restaurant și o bucătărie s-a ajuns la un complex de alimentație publică și de cazare în același timp, destul de arătos, luxos și cu foarte multe alte servicii pe care le oferă, spații de joacă pentru copii, loc de agrement și condiții de distracții pentru cei care au ca pasiune jocurile mecanice. Și de această dată am oprit la Regal pentru a servi masa. Sperăm să găsim, ca de fiecare dată, un gulaș unguresc bine preparat, ca să ne simțim și noi că spiritul Transilvaniei, spiritul ardelenesc, pătrunde și în spiritul moldovenesc. Suntem la poarta munților Apuseni. Îndată vom intra în cheile Turzii și apoi de-a lungul firului de apă Arieș până la localitatea noastră de bază unde ne vom stabili tabăra. Dar pentru că la locul de cazare nu ne este asigurată și masa, facem aprovizionarea cu legume proaspete. La intrarea în munții Apuseni se află un sătuc unde întotdeauna, vreme de 5 ani de zile de când noi filmăm în acești munți, întotdeauna am găsit legume proaspete. Haideți să legăm un dialog cu una din persoanele care vând astfel de legume. Bună ziua, cum vă numiți? Sasu. Domnul Sasu, cum se numește satul ăsta? Cornești. 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 Noi suntem de la televiziunea Botoșani. De 5 ani de zile filmăm aici în munța Apuștrieni la vremii de vară și de fiecare dată ne aprovizionăm cu legumii de aici. Tot sătenii cultivă așa legumii proaspite. Da, pe noi suntem cultivatori de legume. Din tată în fiu. Da. Dar cum să cultivă legumi într-o zonă că aveți o aruncături de piatră până la munți? Avem, dar aici sezonul ăsta nostru e pentru legumuri. Vindeți și la piață în Turda sau numai la drum aici, la stradă? Și în piață, care unde poate. Observ că aveți legumii de la roșii, castraveți, ceapă, usturoi. De tot ele. Da, zona de obicei, terenul nu-i prielnic pentru toate legumile. Le întrețineți cu îngrășăminte, pământul, udat sau ce le faceți? Noi nu... E ecologic totul? Totul e ecologic. Nu-i ăsta nici să le injectăm, să le... Porțăm să ăsta. Cum le-a dat Dumnezeu? Da, păi cum le-a dat Dumnezeu, așa o să le cumpărăm și noi de la dumneavoastră. Auziți? No, uitați-vă, numai să vă arăt aici. Vedeți? Ceapă. Cartofi de toate alea își neinjectate, neforțate. Știți? Deci îți făcute ca pentru sufletelul dumneavoastră. Ca și cum aș pune mâncarea pe masă. Atât ai. Câți ani aveți, domnul Sasu? 71.
mulți înainte. Înțeleg. Și toată lumea de aici, din sat, așa, cultivă cu dragoste legumile astea, păi... că văd că mai aproape la fiecare poartă există câte o tarabă din asta, cum ai și matale. Da, da, noi cu asta ne ocupăm. Am ieșit la pensie și după ce am ieșit la pensie, mă ocup de alte treabă. Locuri de muncă pe aici, prin zona asta, pe la dumneavoastră, da, mai sunt sau dispar? Au dispărut foarte multe. Este, am văzut o cale ferată de mocăniță care merge pe firul apei Arieșului. O distrus-o, nu-i mai din 90. Dar de ce, domnul Sasu, ce s-a întâmplat în zona asta? Știți ce s-a întâmplat? Nu au vrut să mai lase să aducă materiale de la Baia de Arieș, de la Roșia Montană, de acolo, ca de acolo s-a dușea aur, s-a dușea lemne, s-a dușea toate alea. Cu mocănița. Și acum... Acum le cară cu spatele. Acum le cară cu mașinile, le duce până la locul destinat. Da, bine, bun, mulțumim frumos, acum o să trecem la cumpărături. Suntem în cheile Turzei, precum puteți observa în spatele meu se află un munte mândru, cum spun moții, la poalele căruia curge râul Arieș. Cheile Turzei sunt o tăietură în masivul calcaros al muntelor Apuseni, cu poartă de intrare dinspre Turda, de aceea și poartă denumirea de cheile Turzei. Un inginer geolog ne-ar explica formațiunea calcaroasă, însă așa cum cei din generația mea au învățat în perioada liceului, când se mai făcea geologie ca materie, știm că în urmă cu câteva sute de milioane de ani, pe zona teritoriului Transilvaniei s-a aflat Marea Tethys, o mare care și-a retras apele, iar în urma căreia au rămas stâncile submarine, munții submarini, care au continuat să ia înălțime. Așa se explică de altfel și faptul că în Vidra, în grădina casei unde s-a născut Avram Iancul, se pot găsi urme de gasteropode, un fel de animale marine care au trăit în perioada când munții se aflau sub apele Mării Tethys. Ne continuăm drumul spre zona orașului Arieșeni, încercând, dacă ne va surâ de norocul, să surprindem mocănița, acea locomotivă care asigură deplasările de agrement dintre orășelul Câmpeni și zona Abrudului peste râul Arieș până în apropiere de Roșia Montană. Thank you.
Iată o nouă imagine din secțiunea Cheile Turzii, zic eu, o imagine mai spectaculoasă decât cealaltă, pentru că în spatele meu se văd foarte bine vârfurile calcaroase ale munților, în dreapta mea curge râul Arieș, iar în stânga mea, în zona aceasta păduroasă, se află fosta cale ferată pentru Mocănița. Imaginile sunt din apropierea localității Baia de Arieș, unde înainte de 1990 se exploata intens zăcămintele de aur. După 1990, așa cum ne spunea și domnul Sasu din Cornești, cel de la care am cumpărat legumele, activitatea minieră de după 1990 încet, încet s-a oprit, minile s-au închis, iar calea ferată a rămas îmburienită pe toată lungimea sa, de la Turda până la Baia Arieșului, apoi spre Câmpeni și mai departe spre Abrud. Suntem la 90 de kilometri distanță de punctul nostru final, punctul în care trebuie să ajungem pentru a ne caza. Așa cum v-a spus și în secvența anterioară, sperăm să avem norocul ca în apropiere de Câmpeni, acolo unde și are punctul de plecare Mocănița cea turistică, să o putem surprinde și filma. Așa că ne continuăm traseul. Am ajuns și la Câmpeni, la mult pomenita Mocăniță. Am fi vrut să facem și noi o plimbare cu Mocănița de la Câmpeni până la Abrud, așa cum am văzut că făceau plimbări anul trecut turiștii care ajungeau în această zonă. Din păcate, Mocănița este garată lateral de șoseaua principală. N-am reușit să găsim pe nimeni, să stăm de vorbă, să aflăm ce s-a întâmplat, dar după cum arată șina de cale ferată, după cum arată trecerea șoselii spre podul de cale ferată peste râul Arieșeni, se pare că în acest an Mocănița n-a mai circulat.
Nici vagonul pentru călători nu arată a fi umblat în sensul că au urcat sau au coborât turiștii care ar fi dorit să vadă zona din această parte a munților Apuseni. Plecăm în continuare spre Areșeni cu regretul că n-au reușit autoritățile din zona Câmpeni, din zona Brudului, să mențină în circulație această mocăniță ca o formă de atracție, o formă de agrement pentru turiștii care ajung în această zonă. Plecăm cu acest regret din Câmpeni și ne-am propus ca următorul popas să-l facem la intrarea în localitatea Albac și am să vă explic acolo de ce oprim în această zonă a porțiunii munților Apuseni. Mă aflu la poarta de intrare în orășelul Albac. Vă spuneam la Câmpeni că albacul pentru moți reprezintă un simbol apart. În acest mic orășel de munte, situat chiar în inima țării moților, s-au consumat de-a lungul timpului două importante evenimente. Primul eveniment este legat de răscoala Horea, Cloșca și Crișan, Horea fiind unul din inițiatorii răscoalei ce a pornit de aici, din Albac. De altfel, de la Albac se face la dreapta pe cursul râului Areșul Mic și se ajunge la Horea, satul de unde s-a ridicat cel care a pus bazele răscoalei. Al doilea eveniment este legat de Avram Iancu, de Crăișorul Munților. În perioada când Avram Iancu pregătea Revoluția de la 1848 și se bucura de sprijinul împăratului austriac pentru că împăratul avea interese ca nobilimea maghiară să piardă din puteri în Principatul Transilvaniei și voia ca prin Avram Iancu să creeze o oaste care să lupte împotriva oastei maghiare, împăratul însuși s-a deplasat în perioada premergătoare Revoluției până în Albac. Aici a ajuns spre seară cu întreaga sa suită și împăratul s-a retras spre odihnă. Pe la o bucată de noapte a ajuns în Albac și Avram Iancu.
cu suita lui de oșteni și ar fi dorit să aibă un dialog cu împăratul, însă paza împăratului nu i-a permis acest lucru. Iar Avram Iancu s-a supărat și a părăsit imediat Albacul, îndreptându-se spre zona Blajului, acolo unde urma să se adune moții transilvanienii pentru a porni Revoluția de la 1848. Se spune că ulterior împăratul Austriei ar fi încercat să-l îmbuneze pe Avram Iancu, oferindu-i o medalie drept recompensă pentru luptele pe care le-a dus cu oastea maghiară și pe care a învins-o undeva în Secuimi, în zona Târgului Secuiesc de astăzi. Și tot istoria a consemnat faptul că Avram Iancu ar fi refuzat această recompensă simbolică a împăratului. De aceea vă spuneam că Albacul este și poartă în spiritualitatea lui un simbol aparte pentru întreaga zonă aceasta a apusenilor, unde moții locuiesc de veacuri. Vom reveni în Albac în episodul al doilea al reportajelor din această zonă pentru a încerca să stăm de vorbă cu câteva personalități ale locului pentru a ne explica de ce în spiritualitatea actuală a moților Avram Iancul a rămas atât de viu. Stimați telespectatori, am ajuns la punctul nostru final, Vila Moldova, din zona orașului Areșeni, cartierul Galbena. Să vedem acum cum luăm legătura cu proprietarul, că ușa principală este deschisă, dar deocamdată nicio mișcare pe aici. Pare că stăpânul nu e acasă. Am nimerit. Domn Mircea! Ai venit eu? Iată-și proprietarul. Bine v-am găsit. E,
Domnul Calistru Mircea, de altfel, este sponsorul nostru principal în această acțiune, pentru că dumnealui s-a oferit să ne asigure cazare gratuită pe toată durata filmărilor. Pentru că am ajuns la punctul nostru final, încheiem aici prima parte a reportajului, nu fără a menționa încă o dată cei care ne-au sprijinit pentru a putea realiza aceste filmări și schimbăm lista, punem în capul listei pe omul de afaceri lișnean Mircea Calistru, urmând societatea Admir, patron Ioan Roșu, societatea Corec, patron inginerul Mihai Vrăjitorul, societatea Microbuzul SRL, director Dumitru Balan, societatea El Saco Electronic ESA, inginerul Valeriu Iftimie, PNL Dorohoi, prin președintele Constantin Bursuc și cooperativa de legume și fructe Frumușica, prin președintele Arhip Titel. Eu vă spun la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare la aceeași oră și vă recomand să nu ratați al doilea episod din acest ciclu de reportaje realizat în Munții Apuseni, pentru că o să vedeți lucruri importante.